Avram și Isaac. Câțiva ani mai târziu, Dumnezeu s-a hotărât să-l încerce pe Avram, așa că i-a vorbit. Avram a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Domnul i-a spus: "Du-te și ia-l pe Isaac, singurul tău fiu pe care îl iubești. Ia-l și adu-mi-l ca jertfă în țara Moria, pe un munte pe care ți-l voi spune." Astfel, Avram s-a sculat de vreme dimineața următoare și a tăiat lemne pentru focul de pe altar. A pus șaua pe măgarul său și a plecat împreună cu Isaac și cu doi slujitori spre locul unde îi spusese Dumnezeu să meargă. 3 zile mai târziu, Avram s-a uitat și a văzut în depărtare locul despre care îi spusese Dumnezeu. Le-a spus slujitorilor săi: "Stați aici cu măgărușul, iar eu și fiul meu vom merge acolo ca să ne închinăm și ne vom întoarce." Avram l-a pus pe Isaac să care lemnele, iar el a luat cuțitul și cărbunii pentru foc. În timp ce mergeau, Isaac a zis: "Tată, avem cărbunii și lemnele, dar unde este mielul pentru jertfă?" "Fiul meu," i-a răspuns Avram, "Dumnezeu se va îngriji de mielul pentru jertfă." Au mers împreună mai departe și când au ajuns la locul pe care Dumnezeu îi l-arătase, Avram a clădit acolo un altar și a pus lemnele pe el. Apoi l-a legat pe fiul său și l-a pus peste lemne. A scos cuțitul și se pregătea să-l jertfească pe Isaac, când îngerul Domnului a strigat din cer: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!" a răspuns el. "Nu-i face niciun rău băiatului, căci acum știu că te temi de Dumnezeu cu adevărat și că îl asculți, căci ai fost gata să-l sacrifici pe singurul tău fiu pentru el." Avram s-a uitat în jur și a văzut un berbec care își încurcase coarnele într-un tufiș. Bucuros, l-a luat și l-a adus ca jertfă în locul fiului său. Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară și i-a zis: "Pentru că ai fost gata să-l jertfești pe singurul tău fiu pentru Dumnezeu, el îți va face această promisiune solemnă: te voi binecuvânta și îți voi da o familie atât de mare încât într-o zi urmașii tăi vor fi mai mulți decât stelele cerului și decât nisipul mării. Ei îi vor învinge pe dușmanii lor și le vor lua în stăpânire cetățile, pentru că m-ai ascultat, tu și urmașii tăi veți fi o binecuvântare pentru toate neamurile de pe pământ."